Bun găsit! Te-am așteptat și te întâmpin la cel de-al șaselea live de pe pagina Dietetica cu un ceai. Așa am obișnuit să încep să te invit să bem un ceai împreună. Am făcut un ceai de băducel astăzi. N-aș putea să spun că e cel mai bun ceai, dar este cel mai bun ceai pentru inimă. Și parcă e nevoie acum să ne pansăm puțin inima și stările noastre interioare. Merge și un ceai bun de păducel. Am o poveste despre ceaiul de păducel. Într-un context eram în apropierea unui coleg, un profesor cardiovascular, la care secretara îi ducea un ceai aburind, fierbinte, și am întrebat-o: ce fel de ceai bea, domnul profesor? A, numai ceai de păducel bea, domnul profesor. Deci, ceaiul de păducel este bun pentru inima. O să-mi dai voie, cred, să-ți povestesc în live-urile noastre de marți împreună. Home, pentru că ele se numesc așa, home. Suntem acasă în această perioadă. O să-mi dai voie să-ți povestesc despre ceaiul pentru că sunt o pasiune de-a mea. Am un doctorat pe plante medicinale și ador să beau ceai. Te invit să faci asta de fiecare dată când ne vedem marțea. Îți mulțumesc pentru că ești alături de mine și îți mulțumesc pentru feedback-urile pe care mi le-ai dat. Îți mulțumesc pentru că ai fost poate și prezent la celelalte live-uri. Sunt entuziasmată să fac aceste cumva interacțiuni cu tine. Sunt entuziasmată și am reușit să fac și un canal de YouTube unde să urc și să descarc de pe Facebook și să urc aceste live-uri. Așa că te invit să intri și acolo dacă vrei să arunci o privire, să vezi ce am făcut, ce am mai povestit în celelalte întâlniri. Vreau să-ți spun câte ceva și despre mâncare. Poate că mulți dintre voi, cei care la Dietetica, așteptați să vorbesc despre mâncare. Așa cum am spus în toate întâlnirile anterioare, îmi este încă foarte dificil și nu mă simt comod să vorbesc despre mâncare. Trăim o perioadă care parcă are nevoie de atenție asupra altceva, dar o să ating un pic despre mâncare și astăzi, mai exact despre hidratare și despre cafea, pentru că vreau să-ți vorbesc despre ritualul de dimineață. Se întâmplă să parcurgem o vreme cumva istorică, se întâmplă schimbări în fiecare dintre noi, ne transformăm, nădăjduiesc să ne transformăm în oameni mai buni cu toții și cumva vreau să pun atenția asupra chestiunilor care pot să te dezvolte, pot să mă dezvolte, putem să ne dezvoltăm împreună. Urmăream ieri pe YouTube la ora 14 Andy Secheli, care este mentorul meu în dezvoltare personală. Prima dată l-am întâlnit în 2014 și de atunci merg, sunt alături de el, intru în comunitatea lui, sunt parte din comunitatea lui și îl urmăream ieri în live-urile de la 14. By the way, poți să te uiți și tu, luni, miercuri și vineri, are aceste intervenții de la ora 14 pe care le urmăresc cu drag. Și el vorbea despre structura zilei și cât de important este ritualul de dimineață. Am fost gând la gând cu bucurie, pentru că eu tocmai îmi pregăteam să-ți vorbesc despre ritualurile de dimineață astăzi. Și pentru că am pomenit de Andy, m-am gândit să-ți spun cât e de important, la un moment dat, când vrei să intri într-un proces de transformare, de creștere, de dezvoltare personală, de schimbare, de cumva proces de cunoaștere, de introspecție, ar fi fain să-ți găsești oameni, mentori, într-o direcție, adică să găsești un om, să-l urmezi și să nu cauți în foarte multe părți, pentru că există, de exemplu, în nutriție. Dacă citești ceea ce scriu eu despre dietă și nutriție, o să zici, da, e ok, înțeleg, perfect. Dacă o să citești ce scrie alt coleg, care tot așa scrie cu convingere, cum ca și mine, da, este ceva ce practic eu am experimentat cu pacienți ani de zile, am convingerea că ceea ce îți spun este bine, într-o altă carte de nutriție scrisă de un coleg o să vezi lucruri care nu sunt la fel, care sunt asemănătoare, dar unele sunt total diferite, pentru că până la urmă lucrurile sunt subiective și de asta este foarte important să urmărești un om sau o echipă. Uite, așa am făcut eu. Când a început această stare de a fi acasă, eu sunt un om care muncesc mult, interacționez cu zeci, sute de oameni pe săptămână, prin studenții de la facultate, prin pacienții de la cabinet și mi-am zis,
wow, eu trebuie să fac ceva neapărat în perioada asta. Nu pot doar să fiu acasă și să mă adaptez a fi acasă. Este extraordinar că sunt cu familia și mulțumesc lui Dumnezeu că suntem sănătoși. Și astăzi am făcut o mâncare la prânz care au zis că este excepțională. Nu știu dacă mă laudă sau dacă își doresc să le fac în continuare mâncare. Glumesc. Dar ideea e că am zis, ok, trebuie să fac ceva în această perioadă. Hai să-mi dezvolt noi skill-uri. Hai să dezvolt capacitățile. Și atunci ce fac? Am început, mi-am zis, ok, dacă Andy Seghers este mentorul meu în dezvoltare personală, o să merg pe drumul acesta. O să urmez să văd ce face omul ăsta în perioada asta. Și face. Toate cursurile pe care le-a inițiat, am intrat, sunt in. Particip că vreau să mă dezvolt, vreau să cunosc, vreau să știu mai mult. E un proces de transformare. Trăim un proces de schimbare și transformare și ar fi bine să-l facem conștient. Ar fi bine să-l facem prezenți. Și de asta live-urile pe care le-ai inițiat, îți reamintesc, primul live a fost super incomod și acum sunt destul de stingheră, dar mi-am zis, am nevoie să fac ceva către oameni din ceea ceva, din ce, ceva ce eu știu și să dăruiesc mai departe. La Andy Secheli am învățat despre creștere și contribuție. În comunitatea AS am învățat cât de important este să contribui la creșterea oamenilor și astfel crești tu ca om. Și este wow! Vă mulțumesc pentru că sunteți prezenți, văd câteva mesaje de la voi pe chat. În seara aceasta aș vrea să vă răspund și la întrebări, nădăjduiesc să mă încadrez în timp, așa că dacă vreți să-mi lăsați câteva întrebări, v-aș invita să le numerotați. Prima întrebare, să vă uitați voi pe chat și să puneți întrebări și în măsura în care voi putea, cu mare drag vă voi răspunde la și 20, la 8 și 20 aș vrea să mă opresc din ce am să vă spun. Acum, apropo de procesele de schimbare, apropo de procesele de transformare, e fain să. De asta nu mă duc și nu mă axez pe mâncare neapărat în ceea ce vreau să-ți vorbesc. Vreau să-ți vorbesc despre ceea ce eu fac, despre ceea ce eu practic cu pacienții mei, mai până să ajung la farfuria omului, până să ajung la mâncare. Una dintre cele mai mari provocări și una dintre chestiunile care sunt admirabile la oamenii de succes, dacă îi urmărești, toți o să-ți vorbească despre ritualul de dimineață. Faptul că controlezi prima ora dimineții, pur și simplu înseamnă că îți controlezi, începi dimineața și îți setezi psihologic întreaga zi. Mai exact, cumva ai nevoie să știi de seara ce faci primele ore ale dimineții. Poate îți pare monoton, dar nu este deloc monoton. Gândește-te că este până la urmă un exercițiu de disciplină și este un mod prin care te pregătești pentru ziua care urmează să o desfășori. O zi în care ai provocări emoționale, relaționale, de situații, tot felul de situații. Ai nevoie cumva să te pregătești psihologic, fizic. Este foarte important. Toți oamenii de succes, dacă te uiți în cărțile lui geniale, a lui Tim Ferriss, Tools of Titans sau Tribul Mentorilor, oameni de succes din toate domeniile din lumea asta, foarte mulți dintre ei îți vorbesc despre ritualul de dimineață. Cum îți începi ziua este cumva, dacă ești stăpân pe prima ora vieții tale, ești stăpân pe întreaga ta zi. Personal, dacă eu îmi fac ritualul de dimineață, merg înainte cu încredere întreaga zi. Ritual de dimineață care poate să dureze 10 minute sau poate să dureze pur și simplu o oră sau 2 ore dacă ai la dispoziție atâta timp. Depinde. Pas cu pas. Cei care n-ați făcut niciodată acest exercițiu, să vă uitați și o să ziceți, wow, dar cum să stau o oră într-un ritual dimineața sau două? Nu, stai 10 minute. Tony Robbins spune atât de fain, cine n-are 10 minute să stea cu el dimineața, n-are viața. 10 minute. Ia-ți 10 minute începând de mâine. Dacă nu ai un ritual de dimineață, de mâine ia-ți 10 minute în care stai cu tine, în care îți asculți respirația, în care deschizi geamul, în care respiri în fața geamului, în care pur și simplu îți setezi niște gânduri și intenții pentru ziua care urmează. Am să-ți dau câteva dintre cele pe care eu le practic și pe care cumva, în momentul în care am început să fiu atentă la ce fac dimineața și la ritualul de dimineață,
Exact asta am făcut. M-am uitat la ce fac oamenii de succes și nu pentru că e cuvântul succes, ci pentru că ei pur și simplu au învățat niște lucruri și aș vrea și eu să merg direct să învăț, da? Să învăț de la oamenii cei mai buni. Ne dorim, ne dorim asta. Și ne dorim să facem o performanță cu viața noastră. Poate sună straniu, dar chiar cred că fiecare dintre noi ar trebui să ne dorim să facem o performanță. A fi o mamă bună, a fi un om mai bun, a fi un profesor bun, a fi un mentor bun, a fi orice fel de meserie pe care există în lumea asta, o poți face cu bucurie și dăruire. Poți să faci performanță din ea. Poți să strălucești acolo unde ești și să împrăști această strălucire și lumină în jurul tău. Mă întorc la ritualul de dimineață și ce facem concret în primele orele dimineții. Pentru că îți vorbeam de Tony Robbins, pe blogul meu există ritualul lui de dimineață pe care îl împărtășește într-un interviu la Oprah și el spune așa, dimineața, primele minute le alocă unui proces de respirație, respirație conștientă. Poate că te gândești, dar ce e aia respirație? De ce aș fi atentă la respirație? Am să-ți spun simplu, respirația înseamnă viață. Suflul acesta de inspir și expir înseamnă viață. Ar fi bine să fii atent la respirație. Ar fi bine să te gândești la respirația ta de azi înainte și să o vezi cu un alți ochi. Respirația este procesul prin care oxigenezi sângele, oxigenezi creierul, pui în mișcare metabolismul și mai mult decât atât schimbi chimia internă. De ce să respiri conștient de 10 ori în fiecare zi? Așa ne-a spus odată o profesoară la facultate, spunea, dacă fiecare om ar face 10, doar 10, inspirații adânci și expirații adânci conștiente pe zi și-ar prelungi viața cu câțiva ani. Poți să faci câteva respirații în fața geamului, poți să stai câteva minute respirând, ascultând bătăile inimii, conectându-te cu tine și toate acestea îți cresc sistemul imunitar, îți liniștesc mintea și descarcă hormonal o stare de bine în tot corpul. Personal, acum, în dimineața, am o aplicație pe telefon. Prietenul meu de la Deva, un sportiv și un om deosebit, Lisand, te salut cu drag, te salut cu drag și el spunea așa, Răzvan spunea, uite, am găsit o aplicație, poate faci și tu, Wim Hof, respirația lui Wim Hof. E genială. Dacă vrei, intră pe blogul meu și o să găsești, dar poți să faci simple respirații, nu trebuie să faci nimic dificil sau să ți se pară dificil. Stai pur și simplu, ascultă-ți suflul vieții, practică starea de recunoștință. Tony Robbins spune, după respirațiile conștiente, mă gândesc la trei lucruri pentru care sunt recunoscător în acel moment. Familie, soare, azi dimineața am avut trei recunoștințe când m-am gândit. M-am gândit la soare, se ivea soarele și mă gândeam că sunt bucuroasă pentru soare, mă gândeam că e liniște în casă și mulțumesc lui Dumnezeu că suntem cu toții sănătoși. Astea au fost gândurile cu care mi-am început ziua. Poate ți se pare ciudat dacă nu faci asta, dar eu o să-ți spun că prin starea de recunoștință stai departe de frică, stai departe de furie. N-ai cum să fii recunoscător și să-ți fie frică în același timp. N-ai cum să atragi abundența în viața ta, așa cum spunea, nu mai mi-aduc aminte acum undeva, într-o carte sigur am citit, nu poți atrage abundența în viața ta decât atunci când ești recunoscător pentru ce ai. Paul Ferini. Doar atunci. Și de ce spun de frică? Pentru că dimineața când te trezești, cortizolul, care este un hormon al fricii, într-un fel sau altul, este în cea mai mare cantitate în corp. Inclusiv analizele pentru cortizol se fac dimineața. Și atunci ai nevoie să faci lucruri care scad această cantitate de cortizol într-un mod eficient pentru corpul tău. Dar cea mai bună chestiune pe care poți să o faci pe lângă respirație, pe care poate să dureze un minut, sau câteva minute. În metoda Wim Hof durează 8 minute, nu? Dacă stai după respirații, poți să scrii recunoștințele într-un jurnal. E o practică extraordinară. Aceasta este din nou una dintre practicile pe care ți le spun oamenii de succes. La o întâlnire cu Andy din 2016, îți vorbesc mult despre Andy pentru că vorbesc despre dezvoltare personală și îți vorbesc despre faptul că avem nevoie să fim constanți atunci când urmărim sau credem în ceva ce spune un om. E foarte important.
să fii parte din învățăturile pe care le iei și le aplici. Da? Pentru că suntem într-o era informației și putem să luăm din foarte multe părți informații, dar nu despre asta e vorba. Este vorba de a urma o cale pe care ți-o alegi pentru că simți și te duci pas cu pas și o urmezi cât mai aproape. Acum, în 2016, mă luptam cumva cu, am să-ți povestesc asta, e foarte interesant, cu o dependență de care vroiam de ani buni cumva să mă eliberez și nu am reușit, nu am reușit, eram frustrată, relativ frustrată. Și într-o întâlnire de-a lui Ian din 2016, el spunea așa: ia-ți un jurnal și scrie 21 de zile, 10 dorințe într-un caiet. Scriu asta în fiecare zi, timp de 21 de zile și o să vezi ce transformări apar în viața ta. Ei bine, am făcut asta, n-am făcut-o 21 de zile pentru că mi-a plăcut, am simțit să scriu, am făcut-o mai bine de 40 de zile și undeva, la un moment dat, într-un context al vieții mele, s-a întâmplat ceva incredibil. S-a întâmplat să renunț la acel obicei cu care m-am chinuit foarte mult timp. Și a fost revelator. O să ziceți pe bune, scrii într-un caiet și se întâmplă asta. O să spun că atunci când scrii, creierul nu doar gândește, creierul procesează o altă zonă corticală pentru că scrie, în același timp se procesează o altă zonă corticală pentru că vede ce ai scris și în același timp rămâne acolo pe hârtie și mai vezi din când în când. Dar cred că nu așa funcționează magia aceasta. Dar nu știu să-ți spun cum funcționează. Dar este revelator cum se întâmplă lucrurile atunci când le pui pe hârtie. A avea jurnal este o practică a oamenilor de succes. Ia-ți un jurnal. Scrie dimineața când te trezești gândurile tale. Este cea mai bună terapie. Ți-o spun foarte mulți. Sunt studii care vorbesc despre asta. Scrie câteva minute gândurile tale dimineața pe hârtie. 2 minute, 5 minute. Sau scrie 10 gânduri. Sau dorințe, cum vrei tu. Sau scrie pur și simplu obiectivele pe care le ai în acea zi. Nu vreau să intru aici, că asta e o altă discuție pe care aș putea să o lungesc și vreau să rămân la ce ai putea să faci dimineața când te trezești. Dimineața când te trezești, poți să te pui în genunchi și să mulțumești că te trezești și că te simți bine și nu te doare nimic. Sau poți să deschizi geamul, să respiri în fața geamului și să te bucuri că simți aerul curat și rece. Să faci asta de mai multe ori. Dimineața poți să respiri, dimineața poți să te rogi sau să meditezi sau să contempli ceva pentru care ești recunoscător. Dimineața poți să faci mișcare fizică. Am să-ți arăt o carte foarte faină, Clubul, da? Clubul 5AM al lui Robin Sharma. Robin Sharma este un mentor la nivel mondial, e un om care schimbă vieți, e fantastic. Nu vreau să te îndemn să te trezești la 5 dimineața, dar vreau să spun că în cartea aceasta găsești ritualuri de dimineață. El le intitulează 20, 20, 20, 20 de minute să faci sport, mișcare fizică și dă argumentele științifice de ce este bine să faci sport, 20 de minute să stai și să contempli, să scrii într-un jurnal și să citești alte 20 de minute. Depinde cât timp ai tu, dar dacă n-ai 10 minute, n-ai o viață. Ia-ți 10 minute, ia-ți jumătate de oră, ia-ți o oră sau dacă poți două, dar ce fain să-ți iei timpul acesta pentru tine. În afară de respirații, în afară de jurnal, în afară de recunoștințe, sportul este una dintre cele mai un challenge extraordinar pentru fiecare dintre noi. De ce să facem sport? Pentru că pur și simplu activitatea sportivă reușește să scadă cantitatea de cortizol pe care o ai dimineața. Da? Scadem cantitatea de cortizol și în același timp aducem serotonină, hormonul fericirii, în același timp descărcăm dopamină, care este hormonul motivației. Da? După ce ai transpirat și ai lucrat ceva intens, un sfert de oră, poate să fie 20 de genoflexiuni, 10 flotări, poate să fie 20 de tracțiuni, poate să fie 40 de abdomene, 10 abdomene, poți să începi cu una, poți să începi cu 5. 5 din fiecare exercițiu de bază și o să crești cu pas. Am început cu 20 de secunde să stau în planșă când am intrat în această perioadă. 20 de secunde am putut să stau în planșă. Azi dimineața am stat 4 minute jumate. Sunt foarte mândră de mine. Știi cât de mult înseamnă să faci un lucru pe care îl crești zi de zi și să vezi că tu ești schimbat de la o zi la alta pentru că pur și simplu ai reușit să progresezi în acel lucru?
Poate să fie câteva secunde, care înseamnă wow pentru viața ta și pentru progresul tău. Poate să fie un exercițiu în plus, 5 genoflexiuni în plus, înseamnă enorm. Simplu fapt că îmi fac patul uneori, și asta o fac și când sunt în cameră de hotel undeva, atunci când îmi fac patul și îl fac bine, îmi dă o stare de încredere și merg mai departe. Am făcut ceva bun, deja am făcut ceva bun și nu pentru că face lucrurile bine, ci pentru a reuși să fiu vrednică în tot ce am de făcut. Și fiecare dintre noi ne dorim asta. În cartea lui Robin Sharma vorbește foarte interesant despre BDSA, care este un neurotrofic derivat al creierului care se eliberează în timpul mișcării fizice. Crește capacitatea cognitivă în timpul mișcării fizice. Este bun sportul pentru mușchi, dar este mai bun pentru capacitatea cognitivă, pentru concentrare, pentru că scade cortizolul, crește dopamina și automat crește creativitatea și starea de bine. Când alerg dimineața, îmi vin cele mai bune idei. Și nu o spun eu, o spun toți cei care fac sport. Toți cei care alergă dimineața spun, facem sport pentru că ne place mișcarea fizică, dar o facem pentru că ne oxigenăm creierul și avem un randament cognitiv foarte bun. Dar nu trebuie să alergi neapărat. Poți să faci exerciții fizice și dacă n-ai făcut până acum, poți să faci un exercițiu și mâine faci de două ori din acel exercițiu și îl crești și amintește-ți de ce ți-am spus. Îți dă o încredere fantastică în tine faptul că de la o zi la alta reușești să fii un pic mai bun în ceva ce ți-ai propus. Și de fapt, schimbarea cu care am început acest live, schimbarea se produce atunci când facem pași mici și creștem de la o zi la alta cu acești pași mici și schimbări mici. Ți-aș mai spune despre sport, dar aș vrea să-ți mai spun și despre apă și cafea, pentru că ți-am promis și văd că am trecut de 20 de minute. Dimineața când te trezești, amintește-ți că ai nevoie să te hidratezi. Dimineața, dacă respiri, dacă faci mișcare fizică, dacă citești sau te rogi, meditezi, îți scrii recunoștințele într-un jurnal, dacă ai mai mult timp, îți aloci jumătate de oră să citești dintr-o carte de dezvoltare personală sau o carte care te dezvoltă pe tine și ți este folositoare profesional sau în orice domeniu, da? Vreau să fiu mai bun în înțelegerea funcționalității creierului pentru că studiez dependențele. E exemplul meu. Și atunci jumătate de oră dimineața studiez creierul pentru că atunci este timpul optim să fac asta, mintea mea este eliberată după ce respir, după ce fac metoda Wim Hof, după ce fac mișcarea fizică, după ce stau și contemplu, mă rog, stau în taină cu mine, da? Citesc jumătate de oră, e liniște, pot să fac asta, citesc sau scriu. Îți mărturisesc că am început și eu ca și tine cu 10 minute, am mers mai departe. Am o oră, acum am două ore, dar mă trezesc de vreme ca să fac acest ritual. Și bineînțeles că el nu funcționează în fiecare zi, dar ceva din el funcționează în fiecare zi. Dacă nu ai 10 minute, nu ai o viață. Dimineața când te trezești, ai nevoie să faci practici acest obicei. 600 de mililitri de apă, 500 de mililitri de apă. De ce spun 600 de mililitri de apă? Pentru că este o metodă japoneză foarte veche. Câte boli previn 600 de mililitri de apă? Imaginează-ți că apa este dușul tău interior. Un duș exterior facem dimineața când ne trezim. Facem un duș interior și cu apa pe care o bem. N-ai nevoie de nimic altceva în prima oră. În primele două ore n-ai nimic nevoie de altceva. Ai nevoie de o cantitate generoasă de apă. De ce? Pentru ca sistemul limfatic care a făcut o treabă grozavă peste noapte și a produs acel detox în planul orizontal, corpul stând, limfa a circulat prin tot corpul, a adunat rezidurile de peste zi, procesele oxidative, cumva are nevoie de ajutorul tău ca să producă acest detox, doar să-i dai o cantitate generoasă de apă pentru ca să, prin organele de excreție, să poată fi eliminate acești produși toxici și să producă această detoxifiere. Ce fain ar fi să iei câte ceva, un pic din ceea ce îți spun eu, poate să spui și celorlalți pentru că te bucuri de ceva ce tu ai căpătat, dar să practici tu și o să vezi, ăsta este un feedback vis-a-vis de apă, foarte multă lume și mulțumesc lui Dumnezeu că se întâmplă așa, îmi spune, știi, am învățat să beau apă și îți mulțumesc că ăsta e un pas foarte mare. E primul pas în nutriție, să înveți să bei apă.
N-ai nevoie de cafea, cafeaua este foarte faină, dar nu e bine să o bem în primele ore ale dimineții, pentru că ea acționează asupra cortizolului care este ridicat, ține cortizolul ridicat, are un proces de creștere a cogniției și activare cognitivă, dar nu face bine cortizolului crescut. Cafeaua nu are ce căuta în primele 3 ore ale dimineții, sub nicio formă. Dacă faci mișcare, poți să o bei după 3 ore. Dacă nu faci mișcare, cafeaua este excelentă după 4-5 ore de la trezire. Întotdeauna neagră, black, simplă, fără nimic. Dimineața, dăm voie să mai iau o gură de ceai de păduceală. Dimineața este excelent să bei apă, o cantitate generoasă. Îți mărturisesc că am o sticlă de 1 litru pe care o beau în prima oră. În prima oră beau 1 litru de apă și mă simt super bine și cei care fac lucrurile astea imediat se simt, se întâmplă o schimbare în corp. Merge și un ceai de plante, e excelent, un ceai de plante când începi să descoperi gustul și aroma și să-ți dai seama că ceai are informație enzimatică și enzimele înseamnă viață în corp, da? Enzime de detoxifiere, enzime de regenerare, enzime digestive se activează printr-un simplu ceai cu plante. Legătura aceasta cu creația prin ceai este uimitoare. Sunt super fan ceaiuri, le iubesc, le ador. Poate să transmit plăcerea asta și plus, în plus, să ai așa un tabiet, o cană frumoasă, seara, cu cei dragi în casă, să beți un ceai. Noi facem lucrul ăsta și minunat. Lucruri simple. Am vorbit 26 de minute. Aș vrea să-ți las în gând cât de important este ce faci dimineața. Felul în care te antrenezi, te pregătești, te încălzești dimineața, îți setează programul psihologic al întregii zile. Amintește-ți de la Zoia, știu povestea aceasta, o persoană tare dragă mie, în comunitatea asta, unul dintre mentorii mei, Zoia Zărnescu, spunea așa, într-o poveste, pentru că are foarte multe povești atunci când ne învață câte ceva, spunea exact asemenea unei balerine, înainte de a intra pe scenă, cu eleganța și cu frumusețea cu care își prezintă magia dansului, se încălzește înainte de a intra pe scenă, se antrenează pentru a putea fi în formă, pentru a putea ajunge la performanța și eleganța pe care noi o vedem. Fiecare dintre noi are nevoie să se antreneze înainte de a începe ziua, înainte de a face tot ce are de făcut în toate, de a face față provocărilor pe care le are de înfruntat peste zi. Felul în care îți începi dimineața îți setează psihologic toată ziua. Ai nevoie să știi de cu seara ce faci în primele tale momente ale dimineții. Mă trezesc. Sunt recunoscătoare pentru că începe o nouă zi, deschid larg geamul, respir, scriu într-un jurnal gânduri, dorințe, îmi setez o intenție. N-am apucat să spun tot, acum mi-am adus aminte de intenție. Cât de fain funcționează setarea intenției peste zi. Astăzi intenționez să fiu calmă și să intru în armonie și într-o stare de bucurie cu toți cei pe care îi întâlnesc. E un gând. Astăzi îmi doresc să fiu super eficientă în tot ce fac. Astăzi îmi doresc să vină un insight, un wow, să-l trăiesc și să-l simt. Îți dau câteva exemple, dar am scris și voi scrie un articol pe blog pe care ți-l voi lăsa aici despre ceea ce am vorbit astăzi, despre ritualurile de dimineață. Și intenția în ritualurile de dimineață este una dintre practicile deosebite. Este o carte, Puterea Intenției, pe care poți să o citești dacă vrei să înțelegi mai multe despre asta. Deschizi geamul, respiri, ești recunoscător, scrii într-un jurnal, faci câteva exerciții simple, stretching sau în care îți activezi mai tare capacitatea de a echilibra hormonal organismul, da? Crești serotonina, dopamina, motivația, fericirea, scarzi cortizolul, starea de frică, încep cu încredere ziua. Dacă îmi fac ritualurile de dimineață, am încredere și îmi cresc stima de sine și pot mai departe să interacționez cu ceilalți într-o stare de armonie și bine. Mulțumesc mult pentru că m-ai ascultat! Și mulțumesc că ești alături de mine și mă uit cum să vă mulțumesc pentru gândurile bune. Cineva mă întreabă dacă
despre voință, ne puteți sugera câteva cărți, până la voință, care este un proces cognitiv, da, volitiv și care este important într-un proces în care dorim să facem o schimbare, voința este 10% din proces. E vorba de mult, mult altceva, dar cu mare drag o să mă gândesc, Matei, Claudia, Marilena, o să mă gândesc să văd ce aș putea să-ți recomand și să las câteva cărți. Cunoștințe frumoase, cineva îmi spune, Sebastian, te salut cu drag, 600 de mililitri de apă de peste 10 ani și îmi confirmă că obiceiul este excelent și nu voi renunța la metroat. Mulțumesc, mulțumesc, Sebastian, că te uiți și tu ești o sursă de inspirație pentru mine, nădăjduiesc să fiu și eu pentru Dorina. Felul în care ne consumăm o zi ne arată felul în care ne trăim întreaga viață. Îmi place mult acest gând. Dorina, suntem aproape, îți mulțumesc. Loredana, da, dimineața, dimineața, toată ziua, dimineața, nu știu ce mă întrebi, dar dimineața despre ritualurile de dimineață vorbim. Andreea, te salut de la Deva, vei un ceai alături de mine, te îmbrățișez și mă îmbrățișez cu drag. Sunt cuvinte frumoase, vă mulțumesc mult pentru ele, mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ceea ce e bun în viața noastră. Cred că Dumnezeu vorbește prin oameni, cred că fiecare dintre noi, Robin Sharma spune la un moment dat că dacă am performa în ceva ce credem cu adevărat, fiecare dintre noi ar putea să fie cel mai bun în lume la acel ceva. Cred foarte tare în admirație. Mă uit cu admirație la oamenii din jurul meu, la mentorii de care vă spuneam. Mă uit cu admirație și cred că atunci când ne uităm cu admirație către oameni, primim ceva din acei oameni. Mă uit cu recunoștință și îmi spun recunoștința de fiecare dată când am această posibilitate. Monica Savu îmi spune, mulțumesc că m-ai învățat să beau apă, v-am spus eu, foarte mulți oameni își amintesc de apă, da, pentru că este foarte important. Fără apă nu putem rezista mult timp, fără mâncare mult, dar fără apă nu. Să învățăm să bem apă, să învățăm să ne trezim dimineața și să înțelegem că ceea ce facem dimineața netează psihologic pentru întreaga zi. Să învățăm să ne uităm cu admirație la oamenii din jur. Să înțelegem că atunci când vrem să învățăm, ar fi bine să căutăm un om, un grup de oameni și să urmăm acea cale. Altfel vom intra mereu în uite ce zice acesta, uite ce zice celălalt, a, nu-i bine. Înseamnă că ai găsit o cale prin care să nu faci ce ai de făcut. Asta e o cale prin care să nu începi să faci primul pas. Să ne uităm cu admirație către oameni, să facem lucruri cu dăruire și să fim atenți la noi. Traversăm o perioadă în care au loc schimbări și transformări. Noi, în jurul nostru, ce fain ar fi să fim conștienți la schimbările pe care le putem face în viața noastră. Cine, Andy spunea la un moment dat într-un live, cine se oprește din învățat acum, va fi perfect echipat să iasă din această perioadă niște stiluri la care nu mai este adaptat vremurilor. Cei care continuă să învețe se adaptează departe. Cum se bea apa în cerc cu guri mici? Aldea Monica, știi tu bine. Apa cu guri mici, așa ar fi bine să o bem cu toții, să nu ne grăbim. Dar să bem apă este foarte important. Mulțumesc foarte mult pentru gândurile bune. Ceea ce faci pentru tine dispare odată cu tine. Ceea ce faci pentru alții rămâne pentru eternitate. Adela, mulțumesc foarte mult. Să dea Dumnezeu mereu să inspirăm cu bine unii pe ceilalți, să fim sănătoși, pentru că asta e cel mai important gând pe care îl avem acum și cumva să dăm mai departe din ceea ce noi nădăjduim că e bine și facem bine și ceilalți. Eu vă aștept, te aștept în fiecare marți la ora 8 să vorbim despre noi. Poate că săptămâna viitoare vorbim despre obiceiuri nutriționale. O să îndrăznesc să intru puțin în partea de nutriție. Cu siguranță o aștept sau poate deja te-ai obișnuit cu mine mai în această sferă mai puțin legată de care. Poate că vorbim, dar nu știu încă de ce. Mă rog la Dumnezeu să-mi dea gândul și în câteva zile o să scriu despre ceea ce vom vorbi marea viitoare la ora 8. Despre ce am vorbit astăzi o să scriu un articol și o să-l pun pe blog și aici pe pagină. Doamne ajută, vă îmbrățișez, te îmbrățișez cu drag. În fiecare zi să fii un pic mai bun ca ieri, să faci un lucru mai bine decât ieri și vezi ce faci când te trezești dimineața. Să-ți fie bine, să ne revedem bine, Doamne ajută, numai bine!